Să presupunem că vrei să devii papă, liderul bisericii catolice și pastor pentru peste 1 miliard de credincioși. Acum probabil te întrebi care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinești pentru a ocupa această poziție. În primul rând, trebuie să fii catolic, iar a doua cerință este la fel de simplă ca prima. Trebuie să fii bărbat. Deși pare atât de simplu încât orice cetățean care este un bărbat catolic poate deveni papă, ultima dată când acest lucru s-a întâmplat a fost, ei bine, niciodată. Deoarece a deveni papă nu este un lucru similar cu a deveni președinte. Nu poți doar să candidezi pentru post. Selectarea papei este o treabă internă și bărbații care o fac sunt cardinali. În teorie, acești cardinali pot alege pe oricine să devină papă, dar, în schimb, evident, ei preferă să aleagă pe unul de-al lor. Ultima oară când un non-cardinal a devenit papă a fost cu peste 600 de ani în urmă. Deci, chiar dacă nu este o cerință oficială, trebuie totuși să ținem cont de acest lucru. Așadar, pentru a deveni papă, trebuie mai întâi să ajungi cardinal și pentru a face asta va trebui să începi să urci pe scara ierarhică catolică. Pasul 1. Devino preot. Spre deosebire de unele biserici unde poți să completezi un formular online și puf, ai devenit preot, Biserica Catolică tratează devenirea în preot ca o reală profesie în care ai nevoie de pregătire, așa că vei avea nevoie de multă educație, de obicei o licență în filozofie catolică, iar apoi un masterat în divinitate. Pe lângă calificările educaționale trebuie de asemenea să fii bărbat, să fii necăsătorit și să fii dispus să rămâi celibatar pentru totdeauna. Dacă îndeplinești aceste cerințe și lucrezi cu biserica, atunci poți fi oficial numit preot, ceea ce la bază înseamnă că poți conduce biserica catolică sau să lucrezi cu un alt preot care o conduce. Dar tu vrei mai multe și pentru a face asta trebuie să obții postul omului care tocmai te-a făcut preot. Pasul 2. Devino episcop. Episcopii sunt un grup mult mai select, deși numărul preoților catolici mondial depășește suma de 400.000, nu există mai mult de 5.000 de episcopi. Cum preoții primesc biserici, episcopii primesc catedrale, din care ei supraveghează un număr de biserici locale. Pentru a avansa în cariera ta, trebuie să aștepți ca un episcop în regiunea ta să fie forțat în pensionare, la vârsta de 75 de ani sau să decedeze înainte de asta, eliberându-ți ție un loc, dar nu poți pur și simplu să aplici, fiindcă deja există o listă secretă de potențiali episcopi care e revizuită odată la 3 ani, bazată pe cine cred episcopii tăi locali că ar fi un bun înlocuitor pentru unul de-ai lor. Pentru a fi pe acea listă, pe lângă cerința evidentă de a fi o persoană credincioasă, trebuie și să ai cel puțin 35 de ani, să fii preot pentru cel puțin 5 ani și să ai un doctorat în teologie. Presupunând că îndeplinești toate aceste condiții, numele tău poate sau nu poate să fie pe acea listă secretă. Episcopii locali apoi dau această listă ambasadorului papei pentru țara ta, iar acesta face cercetări amănunțite și alege cel puțin 3 preoți de pe listă, susține interviuri și îl selectează pe cel pe care el îl consideră cel mai potrivit. Dar nu s-a terminat, deoarece ambasadorul trimite raportul la Vatican și Congresului Episcopilor care lucrează acolo, evaluând potențialele numiri în funcție din întreaga lume. Dacă Congresului nu îi place niciun nume de pe listă, ambasadorul este nevoit să reia căutările, alegând iarăși 3 candidați, făcând mai multe cercetări, mai multe interviuri și trimițând din nou rezultatele. Când Congresul este mulțumit cu unul dintre candidați, acel nume este dat papei care poate respinge candidatul și să reînceapă din nou întregul proces. Nu ar trebui să fie o surpriză că de la un post vacant la înlocuirea episcopului poate dura luni și în unele ocazii chiar ani. Dar presupunând că un episcop din zona ta s-a pensionat sau a murit iar numele tău era pe lista secretă de preoți buni și că ești ales de ambasadorul papei, de congres și mai apoi de papa însuși, felicitări, ai devenit episcop, dar încă nu ești în top. Penultima promovare este. Pasul 3. Devino cardinal. În ciuda numelui sofisticat și a robelor roșii distinse, cardinalii nu sunt șefii episcopilor. Ei sunt tot episcopi, dar cu un titlu și responsabilități suplimentare. Singurul mod de a ajunge cardinal este ca papa să te numească unul, dar dintre cei 5.000 de episcopi, numai cam 200 sunt și cardinali. Dar să presupunem că ambiția ta nu trece neobservată de papă și acesta te face cardinal. Acum e timpul să aștepți ca papa să moară, ori să se retragă, dar cu papa, decesul este cel mai probabil. 97% dintre toți oamenii care au deținut titlul de papa au murit, pe când doar 3% au renunțat la el. Când una dintre aceste două posibilități se întâmplă, cardinalii sub vârsta de 80 de ani sunt aduși la Vatican, unde sunt izolați de lumea externă, probabil prin confiscarea telefoanelor, tabletelor și porumbeilor mesageri. Odată sechestrați, alegerea unui
nou papă poate începe. Aceste alegeri nu sunt niciodată la fel, deoarece fostul papă lasă instrucțiuni despre cum vrea el să fie ales înlocuitorul său, dar în general funcționează așa. De 4 ori pe zi, cardinalii intră în Capela Sixtină să voteze. Pentru a deveni papă, unul dintre ei trebuie să obțină o majoritate de 2/3. Există o mare doză de hai să nu ne grăbim aici, deoarece cardinalii nu pot doar să ridice mâna sau să folosească un sistem de votare modern. În schimb, ei scriu un nume pe o foaie de hârtie, stau în fața altarului zicând o rugăciune în latină, înainte de votarea oficială. Odată ce toți cardinalii au făcut asta, voturile sunt numărate și apoi arse. De aceea, posturile TV de știri care acoperă alegerea papei folosesc camere de streaming HD super moderne pentru a se uita la un coș. Dacă fumul e negru, nu avem papă nou. Pragul înalt de victorie și procesul de votare încet și minuțios sunt motivele pentru care durează atât de mult să fie ales noul papă. De obicei, votarea se face timp de 2 săptămâni, de 4 ori pe zi, 6 zile pe săptămână, cu o zi rămasă pentru rugăciuni, dar recordul de durată este de 3 ani. Presupunând că tu, într-un final, câștigi suportul colegilor tăi cardinali, mai ai un ultim lucru înainte să devii papă, să-ți alegi noul nume. Nu există o regulă formală, poți să-ți alegi orice nume dorești, dar tradiția este să alegi numele unui fost papă. În momentul acceptării poziției, voturile finale sunt de-a dreptul arse pentru a face fumul alb și a anunța lumea că un nou papă a fost ales. Deci, aceasta este calea profesională, să fii născut în jumătatea corectă de populație, să devii unul din 1 miliard de catolici, apoi unul din cei 400.000 de preoți, ca mai târziu să-ți găsești locul între cei 5.000 de episcopi pentru a fi promovat printre cei 200 de cardinali, unde va trebui să aștepți ca papa de acum să decedeze sau să se retragă și apoi trebuie să convingi 2/3 dintre colegii tăi cardinali să te selecteze pe tine ca unicul papă. Nu știu de voi, dar mie îmi sună destul de complicat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!